Îmi place ce trăiesc pe scena la Superstar, pentru că de fiecare dată când ies aici, parcă trăiesc din nou. Câtă relaxare, câtă relaxare, cât de relaxat. De fapt, scopul meu de bază când sunt pe scenă e ca să fac omul să se relaxeze doar. Știi, când sunt alții care cântă și stai așa ca pe într-un film de horror. Și vreau doar omul să se relaxeze atunci când eu îi cânt. Sufletul lui să înțeleagă că eu îi explic lui ceva, că îi dau un mesaj a piesei. Cred că asta e scopul la orice om de artă. Să transmiți ceea ce ai tu în suflet oamenilor. Îi datoresc foarte, foarte mult muzicii că chiar m-a salvat dintr-o situație care acum putea să fie foarte nasoală. Aveam vreo 4-5 ani și brusc am uitat să vorbesc ca și cum. M-am culcat seara, tot ok, mama a venit, mi-a dat pup și dimineața când m-am trezit n-am putut să spun nici mama, adică s-a întâmplat așa peste noapte. Și m-au dus la logoped și foarte multe au încercat cu mine să-mi reabilitez vorba. Și până am ajuns la așa concluzie că atunci când fredonez ceva și cânt niște cuvinte, le articulez și pot să vorbesc. Și așa am ajuns să cânt. Sunt fericită că am apucat această cale. Cum te auzi, Lina? Cum ești? Când bate publicul, nu nimerește în act. Și mă smate în pauza asta. Dacă este tafon toți, dacă nu ține cont de asta. Seara asta e un pic stresantă, pentru că am avut foarte puțin timp la dispoziție să învăț o altă piesă, care chiar nu o cunoșteam deloc. Sunt încă și cu chitară și responsabilitatea e de două ori mai mare, dar sunt nerăbdătoare să dau drumul la suflet. Hanging on the back of the door, I feel like it's staring me down. So I look to the floor. Every time I move, tripping on the shoes. Every time I open the door, I draw any memories of you that I try to ignore. Just wanna get to so I draw in the memories of you that I try to ignore. Still I'm playing home, singing with the ghost, telling the story of you as you dance in the room. Doamne, mă iartă!
Superb, superb! Superb! De la primul vers! Bă, de la primul vers! Și prima frază de chitară, n-ai cum a început direct? Da. Eu cred că are auzit perfect fata asta, ești nemâncă, nu greșește nimic. Magnific, magnific! Nu știu, sunt calmă și într același timp sunt un pic așa, parcă am un foc în mine. Dar sper că o să fie ceva bine. Vino mai încet, mai încet, scări, nu te grăbi, mai încet așa. Slow motion. Bună seara. Bună seara. Urmez cu tine, să știi. Ce faci? Mrs. Berkeley. Miss Berkeley. Bine. Dar de ce ai spus? De ce îi spunem așa? Nu ne-a zis ea că noi suntem un pit stop. Vreau să fiu profesor de canto, de jazz, la Berkeley. Ok. Nu știu, e ceva imposibil, dar trebuie de muncit pentru asta, adică nimic nu se dă așa, pur și simplu. Băi, eu sper să reușească. Da. Și eu sper să reușesc. Mulțumesc, de doamne. Tu ești genială. Ai intrat pe scenă. Gata, a început piesa. După aia vocea, top. AI. Ești AI. Știi ce e aia? Artificial Intelligence. Ceea asta ce ar putea... bine sau rău? Nimeni nu știe. Moldavian. O fi bine, o fi rău. Da, unele lucruri AI. Bune, unele sunt rele. Eu ți-aș recomanda să nu uiți că nu ești robot. Eu vreau nu să greșești, deci nu asta-ți cer. Să fii om și să greșești. Dar să fii om și să simți. Tu cânti prea perfect. Dacă există așa ceva, tu ești în concursul ăsta. Ceilalți ne vând și emoția. Nu doar perfecțiunea. Eu aș plăti bani să aflu la ce te gândești acum. Da. Dar sincer, ai înțeles ceva din ce încerc să zic? Da, ceva. Deci tu ai o față atât de serenă, încât cred că dacă s-ar prăbuși un meteorit aici, tu ai sta așa pe care apa și aici. Da, interesant. Deci tu ai aceeași față acum când ne-a spus pe noi, ca atunci când cânti. Da. Hei, hei. Cumva pe fața ta nu se citește emoția pe care o ai în voce. În interior. Pentru că dacă doar te ascult, zic, mamă, cum cântă fata asta, fantastic. Exact, știi? Exact, e perfect. Dar când te ascult și mă și uit, pe față nu se exprimă nimic. Limbajul corpului nu spune nimic, mai ales atunci când cânti la chitară, ești... Te pui la chitară și începi și cânti. Și ești aceeași expresie toată piesa. Știi? Da, mulțumesc. Adică tu trebuie să înveți cu fața să îmi exprim cumva ce spui. Pentru că ai o față atât de frumoasă și o prezență foarte plăcută. Strungăreață, știi? Minunată. Strungăreața aia, mamă, este fantastică, real. Mulțumesc. Zâmbește mai mult. Posibil sunt ca un robot, da. Toate că eu încerc să fiu foarte naturală pe scenă. Ca și în viața ești... reală. Dacă se și vede pe fața ta ceea ce cânti, vei fi mult mai expresiv. O să mergi mai departe, Irina. Mulțumesc. Cu mari felicitări. Evident. Cu mari felicitări. Și noi doar am vrut să te pregătim pentru niște semifinale care or să fie dure. Pentru că ținem la tine. Pentru că ținem la tine și ne place mult de tine. Mulțumesc mult. Cu toate că n-am transmis așa emoții fața mea, dar prin cântat cred că am transmis emoțiile din suflet.